Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Domnul Voronin, vă rog. Și statut are această materie albastră, scena Parlamentului. Acest drapel simbolizează Uniunea, cum? Corect. Eu am întrebat, nu ce prezintă el și sau noastră, eu am întrebat ce statut în Republica Moldova are el. Statutul acestui simbol își trage istoricul de prin 2005-2006, când un minister care a fost redenumit în Ministerul de Externe și Integrării Europene și exprimă voința politică și populară a Republicii, cetățenilor Republicii Moldova, de integrare europeană. Proiectul de lege pentru modificarea Codului Educației al Republicii Moldova, lectura 1, doamna Angela Pojoga Munteanu, vă rog. Este vorba despre reglementarea noțiunii de bullying și definirea acestui fenomen ca o formă de violență prin completarea textului articolului 3 din Codul Educației cu noțiunea de bullying. Elaborarea acestui proiect a fost dictată de necesitatea luării de atitudine în condițiile în care, conform ultimului raport prezentat de UNICEF în Republica Moldova, 86,8% din totalul elevilor claselor 6-12 sunt afectați de bullying. Termenul bullying s-ar traduce prin cuvântul intimidare, dar nu se rezumă doar la asta, pornește de la o simplă necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri, până la violență fizică. Domnul Vasile Bolea. Ce, de fapt, se vrea prin acest proiect de lege? Doar să introducem o noțiune, da, care este la modă astăzi. De fapt, scopul este de a recunoaște că în societatea noastră există, din păcate, o astfel de formă de violență des întâlnită. Domnul Redman. С какого возраста мы начинаем применять этот термин? Дети в детском саду в песочнице не поделили машину, один другого укусил, asta e bullying? Din păcate, în ultimii ani se vorbește și despre existența bullying-ului începând de la grădiniță. În continuare, domnul Nostalco. Начну не с вопроса, а с уточнения. Госпожа Погожа, вы автор проекта закона номер 301 от 25.10.21. Eu, în primul rând, mă numesc Angela Munteanu Pojoga. Scuzați, vă rog, da. Și da, eu sunt autorul acestui proiect. Asta e o formă camuflată de bullying, dacă nu... Da? A o face pe... Господин Гросу, вам нравится быть жертвой. Об этом тоже надо поговорить. Nu, eu îi dau peste nas la de ăștia care se... Дом Гросу. Скажите, пожалуйста, где и с кем были проведены общественные слушания данного проекта? Au fost două mese rotunde aici în incinta Parlamentului, la care au participat de fiecare dată peste 30 de oameni. Люди, понятие широкое, 30 человек люди. Конкретно я спросила, с кем? Am aici prezența. Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, UNICEF, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Avocatul Poporului, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, Centrul Național de Prevenire Abuzului față de copii. În continuare, domnul Băluțel. Introducerea termenului de bullying nu face nimic altceva decât să impulsioneze școlile și sistemul nostru educațional să pregătească școala, psihologul, profesorii, instituțiile, să învețe copiii să relaționeze corect, de a înțelege diferențele care ei le au și să nu le abordeze din necunoaștere, prin violență și prin abuz. Domnul Carp, acest fenomen aduce uneori la suicid. Deci noi avem copii care, din cauza bullying-ului, ajung sinucid. Rog, inițiem procedura de vot. Votat de 61 deputați în prima lectură. În continuare, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului avocatului poporului. Se constată încetarea înainte de termen a mandatului avocatului poporului al doamnei Natalia Moloșag în legătură cu demisia. Articolul 2. Se declară vacanta funcției de avocat al poporului. Votat de 82 de deputați. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative. Îl invit la Tribuna Centrală pe domnul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Serghei Deaconu, vă rog. Cetățenii nu vor mai fi nevoiți să meargă la diverse instituții pentru a obține certificatele medicale care urmează a fi prezentate pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule. Medicul de familie va accesa datele medicale în sistemul informațional de asistență medicală primară și va elibera persoane adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce.
agentul constatator nu va mai solicita conducătorilor auto prezentarea permisului ca document fizic, dar va verifica în registrul de stat și al conducătorilor auto dacă acesta deține dreptul de a conduce vehicule. Domnul Vasile Bolea. Excludeți obligativitatea trecerii examenului psihofiziologic. Care a fost necesitatea excluderii acestui examen? Acest examen psihofiziologic, de fapt, era o modalitate de corupere adițională, pentru că, de fapt, se întâmpla lucrurile ciudate când urma cetățeanul să treacă de două ori, practic, acest examen. În continuare, domnul Voronin. Permis de a purta armă. Nu planific comisia dumneavoastră să fie exclus. Ce are acest proiect de lege cu purtarea armei? Dar cu ce se deosebește automobilul de arme? Nu e și așa armă? Eu vă recomand atunci să abordăm și problema, să renunțăm la linguri și furculiți. Doamne ferește, dăm pe alături. Nu. Alții și cuțite mai folosesc. Doamne ferește, trecem cu mâna. Haideți, vă rog, alte întrebări. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 82 de deputați. În continuare, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Doamna Coșeru, vă rog. Mă refer la articolul 17, alineatul 12, care interzicea incinerarea anvelopelor uzate. Acum, în redacția actuală a legii, se propune interzicerea incinerării deșeurilor periculoase, care se regăsesc la anexa 3. Prima întrebare, doamna Tauber, vă rog. Dumneavoastră, în proiectul dat, permiteți incinerarea anvelopelor uzate. Probabil dumneavoastră conștientizați care va fi impactul enorm de negativ asupra mediului și sănătății umane. Riscul este unul major și da, noi toți suntem expuși riscului de a ne îmbolnăvi de cancer 24 din 24 în această țară, pentru că aceste surse de poluare nu au fost controlate 30 de ani. Domnul Reidman? Vă găvările atunci că în Europeescăm se zice 3 milioane și ceva ton использованных колес, шин, из которых 30% энергетические являются. 30%. А остальные 70% сюда? Сюда? Туда, где нет никаких регламентов? У нас в стране ежегодно формируется от 6 до 8 тысяч тонн. Но статистики по объемам нет. Но этот закон не про ввоз никаких категорий отходов. Ну еще ла каруце с нинтуаршим. Кумпарем, да, или фолосим, о сезон, доу, сырот, и după aici, тати râurile splini de... Toți deputații din această sală sunt de acord că aceasta este o problemă gravă. Dar ei nu o simt așa cum o simt locuitorii din Țânțăreni, de la Muncești sau din apropierea platformei de lângă Pruncu, unde se depozitează inclusiv asemenea tipuri de deșeuri. Domnul Bolea, Vladimir. Această prevedere nu a fost votată până acum, din 2017, din tot simplu motiv, s-a vrut mită pentru această prevedere. Asta este în primul rând. De către varii jucători politici, piața noastră internă, și toți îi doare absolut la bască de cât tare se bolnăvesc oamenii. Domnul Fotescu. Есть альтернатива этому. Вместо того, чтобы тратить сумасшедшие деньги на эти фильтры и на эти заводы по сжиганию, гораздо легче, на мой взгляд, и выгоднее для страны построить даже в том числе за счет государства завод, который будет перерабатывать их в пыль и использовать при строительстве дорог. Atunci când vorbim despre anvelopele uzate, ele pot fi mixate cu alte tipuri de deșeuri pentru care noi nu avem soluție. Eu nu spun astăzi că noi doar le vom incinera. Dar balotul energetic, nimeni nu l-a eliminat. El astăzi este în lege și pentru el noi chiar nu avem soluție. Noi nu putem din el să construim drumuri. Este un tip de deșeu pentru care nu există soluții. Ori dumneavoastră cunoașteți soluții. Cunoașteți undeva drumuri care au fost construiți din pamperș? Trecem la etapa de luări de cuvânt, domnul Radu Mudreac. Eu niciodată nu m-am gândit că această întrebare o să ajungă în ordine de zi a Parlamentului. Dar vorba aceea, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Haideți să vedem ce se întâmplă în Europa. Catalonia, Spania, Lafarge. În alte curte stopează activitatea la Lafarge și fugărește din țară. De ce? Puneți-vă întrebarea. Ljubljana, Slovenia. Ljubljana, Slovenia. Anul 2011-2014, proteste masă la localitățile cele.
În 2014, retragerea vizului de mediu. În 2018, stoparea activități cu achitarea prejudiciilor la toți cetățenii din regiunea aceea. Unde este interesul? Da, interesul este financiar, pentru agent economic. Și numai pentru un agent economic se luptă în țara asta 7 ani de zile. Rog, inițiem procedura de vot. Ținut în prima lectură cu de 52 de deputați. În continuare, proiect de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Doamna Roșca. Apare un prilej potrivit de a crea posibilitatea pentru reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate, considerându-se oportună adoptarea unui act de amnistie. Doamna Racu. Actul de amnistie vine să soluționeze niște probleme pe care le avem noi la capitolul suprapopulare penitenciară. Domnul Chiriac, da? Vă rog, la tribuna centrală. Având în vedere că după adoptarea acestei legi, aglomerația din penitenciare va scădea, le spunem tuturor celor care acum se ascund prin Miami, Turcia, Marea Britanie, Bahamas, sunt așteptați cu drag în patrie, în condiții mult mai bune. Rog, inițiem procedura de vot. Votat în lectura întâi de 73 de deputați. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale. Domnul Radu Marian, vă rog. Curtea de conturi va efectua un audit al conformității cheltuielilor și investițiilor capitale la societățile comerciale din domeniul gazelor naturale. În continuare, domnul Fotescu, vă rog. Я вам говорю о том, что мы с вами можем столкнуться с исками инвесторов, пайщиков, акционеров, которые на основе международного законодательства, которое, еще раз говорю, не может специальный закон, о котором вы говорите, который вы сейчас представляете, превалировать над международным законодательством. Oameni de afaceri care fac lucrurile corect, nu au absolut niciun fel de motiv de îngrijorare și, cum spuneam, vorbim de un domeniu foarte îngust. O să analizăm pentru lectura a doua, dar noi am fost extrem de atenți în formulări ca să ne asigurăm că nu avem vreo, eu știu, o eventuală contestare. Toată ideea aceasta se termine cu pșic. Aici sunt 3 participanți. Moldova Gaz, Gazprom și Transnistria. Știți ce a spus dumnealui Fătescu? Are dreptate. Dacă cineva din ei spune, pășli atiuda, și nu se permite, a să fie un segment numai acestui audit, dar nu integral. Deci nu pierdem noi timpul cu auditul. Indicații la organele de anchetă. Și terminați cu jocurile acestea. Nici încolo, nici încoace. Ca procuratura să fac ceva, trebuie dovezi, trebuie informații, documentat, probat. Și da, unul din scopurile acestui audit public extern este să vadă dacă cheltuielile au fost făcute corect și conform legii și nu au existat fraude și fenomene de corupție. Domnul Perciun? Cine o sparte responsabilitatea finală? ANRE-ul? Membrii, prin decizia lor colegială? Sau cei din companii care au prezentat niște date, au făcut niște calcule, dar o instituție a statului a spus că calculele sunt corecte? Orice audit public extern are scopul de a analiza modul în care au fost efectuate anumite cheltuieli, indiferent de entitate sau instituții de stat. Și în momentul în care se constată anumite încălcări, există consecințe. Rog, inițiem procedura de vot. Votat de 69 de deputați. Ședința următoare, joia viitoare. Vă mulțumesc, o zi bună!